Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Sper că nu sunteți chiar atât de supărați pe mine. Sper că știți din ce motive nu am făcut etalările. Dacă nu știți, vă rog, interesați-vă ca să nu faceți păcatul să gândiți negativ într-un context care nu ar trebui să manifeste negativitate. Haideți să vedem ce arată cărțile în preetalare. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a apărut diavolul invers. Este minunat că a venit invers. Dacă ați avut niște obsesii, niște adicții, niște frici, dorința de a... sau dependența de cineva, codependență, cum vreți voi să spuneți, începe să vă eliberați de aceste tendințe. Dacă ați avut un preajmă, o energie toxică, vă eliberați de această energie toxică. Pentru unii mai puternici, simt nevoia să spun că poate ați învățat sau urmează să învățați să vă protejați de niște vrăji, da, magie neagră. Trebuie să spun și asta. Pentru că scorpionii, în general, atrag și negativitate, dar cei care reușesc să transforme, să alchimizeze, să se vindece de traume vechi și să alchimizeze experiențele, mai ales cele negative, au parte de, ca și cadou divin, de puterea de a rupe niște vrăji, de a rupe legăturile acelea toxice, stringurile acelea care ne țin în transformare, în ascensiunea noastră. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, apropo, creștere spirituală, primiți niște informații foarte importante sau veți primi despre cum trebuie să vă protejați, 7 de bâte. Mie numărul acestui an, în acest an în mod special, pentru că Marea Preoteasă reprezintă peștera Scorpion, ceva din voi, vrăjitoarea din voi, Marea Preoteasă din voi, bărbați, femei, nu contează. Intuiția voastră vă spune că, într-adevăr, apropo de diavol, de Marea Preoteasă, de lucruri oculte, au fost niște chestii, știați probabil mai de mult, poate că nu știați cum, să vă eliberați, în primul rând, de eliberarea voastră mentală și poate chiar energetică, prin aceste granițe personale, învățați să vă protejați. Dar veți mai primi și niște informații. De cine trebuie să vă protejați eventual? Oameni care v-au dezechilibrat și emoțional și financiar, oameni care au jonglat între voi și alte situații, oameni care v-au, sau situații, care v-au adus multă durere. Aici este cu doliu și cu 10 de spade, poate să fie și un moartea cuiva de care într-un fel sau altul vă eliberați. Apropo de atașamente, aspectul, sunt oameni normali de care ne atașăm, da? Oameni dragi de care ne atașăm uneori prea mult. Și aici este eliberarea pe care unii dintre voi începe să o faceți. Sau dintre noi, dacă și eu am aici lună. Și cei care aveți planete, unii, nu toți, cei care lucrați la această creștere spirituală de ani de zile, nu de ieri de azi. Dar oamenii care v-au trădat și v-au pus în această poziție, v-au pus la pământ, au încercat, n-au cum cu scorpionii, n-au cum. Însă, să nu ridicăm în slăvi această zodie, care, într-adevăr, se poate transforma în bine, dar se poate transforma în și rău. Poate să fie și invers mesajul. Să sperăm, eu sper totuși că mă conectez la oameni de bun simț. Nu mă interesează la de aberați și de deviați, da? Mă conectez la oameni de bun simț care vor să se transforme și să iasă din ce este toxic. Să se elibereze, ia uite. Posibil că au fost, apropo, legături care v-au ținut pe loc pentru finanțe, pentru sănătate. Să nu aveți spor, să nu aveți libertate mentală. Spor financiar, relații sănătoase, să fiți tot timpul în lipsă și în probleme și în blocaje.
poate chiar și în excese emoționale. Dar, repet, vă eliberați, învățați să blocați aceste energii. Văd aici un personaj. Ia uite, v-a adus multă suferință acest personaj. Posibil cu planete. Zic planete. În semnul leului, mă special apare regele de bâte, puterea și soarele. Poate aveți copil cu acest personaj sau poate acest personaj este imatur emoțional. Și maturitatea aduce un comportament discordant. Clar. Dorința de putere, dorința de a ieși în evidență. Azi îmi cer scuze, mâine iar vreau să preiau puterea, iar vreau să ies în evidență. Refuzați asemenea personaje. Și vă concentrați cu răbdare, aș spune. Cu răbdare. Pe voi, dar în sens bun, cu nouă de cupe și marea preoteasă pe creștere, că nouă înseamnă Jupiter. Creștere spirituală, aș spune, unii dintre voi. Unii. Ce-am mai venit în mod special la clarificatori? Eremitul. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj marcaș puternic în fecioară. Și relația dintre voi, de suflete pereche, de prieten, de colaborator, de ce-o fi, e oarecum blocată din cauza unei tăceri, din cauza că trebuie să vă înfruntați demonii voi sau ei, sau poate amândoi. Și în această tăcere, nouă de cupe iar reapare, eu simt ca o recomandare, concentrați-vă pe sufletul vostru, nu vă blocați inima, dar aș spune reanalizați-vă emoțiile și stările și toate speranțele și visurile. La capătul setului de cărți, da, interesant, manifestați o nouă versiune a voastră. Aș spune mai înțeleaptă cu justiția, mai echilibrată, că în general scorpionii au tendința să fie exagerați, zodia exagerărilor. Vă eliberați, repet, de ce nu vă priește și mergeți cu încredere. Interesant, poate către o nouă casă, poate către o nouă relație sau o nouă oportunitate care va aduce stabilitate într-o anumită formă. Dacă nu e casă, poate relație, poate este un job, o colaborare la care unii dintre voi cred că ați visat. Da, vreți să o luați de la zero. Unii. Eu asta simt. Dacă nu rezonați, căutați în altă parte. În continuare, ce-am mai venit la preetalare și deja am spus destule, puteți să și opriți. Iar regina de cupe și justiția. Eu aș spune că se face, nu mai ridică vocea, Ela, că te auzim, se face dreptate pentru unii dintre voi care ați suferit. Regina de cupe poate să fie semnul scorpionului, în varianta sa superioară, plină de compasiune, de empatie, doritori de a îi proteja pe ceilalți. Vi se face dreptate. Manifestați o relație îndreptate. Manifestați colaborări echilibrate față de diavolul care a fost înainte. A venit invers, apare justiția ca o confirmare că vi se va face dreptate. Și iar apare șase de cupe. Într-o chestiune care ține de foarte mult timp, din copilărie, poate ține de familia voastră, nu știu cât de moșteniri, dar de familia voastră, de o chestiune care ține de întoarcerea într-un loc în care vă simțiți bine, aș spune, ca acasă. Poate acasă n-a fost bine și vă găsiți un loc în care vă simțiți ca acasă. La capătul setului de cărți, iau-te, steaua, vă vindecați. Sau poate sunteți în plin proces de vindecare. Și să nu uităm că și procesul de vindecare, ca și cel de transformare, ca și cele de eliberare, durează. Nu se întâmplă așa, într-o zi, două, într-o lună, da? Știți! Hai să vedem situația Scorpion, Soare, Luna, Venus sau Ascendent, nodul nord în Scorpion, aprilie, mai aproximativ. Poate să fie și iunie, poate să fie și iulie, dar acum vine mesajul. Nori, 6.
într-o relație, poate de dragoste sau relație pur și simplu, care ar fi trebuit să fie echilibrată, dar nu e. Sunt nori. Poate distanță între voi și cineva, situația. Situațiune, posibil să fie situațiune de dragoste. Dar e frumos că a apărut totuși eliberarea de diavol. Redresarea, reechilibrarea voastră. A, 3 și cu 5, 8 este numărul casei 8 a scorpionului. Ancorați-vă în... în ce? În creativitate și în credință. 3 ține de împărăteasă, de creativitate, 5 de marele preot, de credință. Credeți că veți avea abundență, credeți că vă puteți crea viața voastră. Aceasta este noua lume pe care o manifestați, apropo de Marea Preoteasă și Magicianul 2 și cu 1, 3, da? Cei doi manifestă, creează și în credință. Închideți, închideți un capitol! Știți, granițe personale, am mai zis la număr, am ridicat vocea, la balanță. Probabil că aveți acolo planete și în balanță și în scorpion unii dintre voi. Ia uite, un personaj care din copilărie v-a torturat, v-a timorat, v-a sufocat, v-a cerca să vă posede, eu știu, în fine. Ar spune, este influență și prin comunicare, a avut o comunicare. Un personaj foarte orgolios, orgolioasă, poate să fie și invers. Personaj, am zis. Orgolios. Care îi plac lucrurile strălucitoare, dar care comunică, a comunicat cu voi într-un mod negativ, posibil din copilărie, v-a marcat copilăria, v-a traumatizat copilăria. Nu știu cât vă eliberați, că eliberarea, am zis, este un proces care durează, 3 și cu 5 obține de transformare, moarte și renaștere, dar învățați să vă ancorați într-un alt context, în alte principii. Și cum am spus, la balanță văd acești munți ca fiind un gard, ca fiind un zid, gen zidul Berlinului, de netrecut. Acest personaj nu mai poate să treacă înspre voi decât dacă îi permiteți voi, în cine știe ce context, nu că nu mai poate. Voi veți considera, să zic, condițiile, viza de trecere. Hai să vedem ce energie a trebuit să o aveți. Interesant, apropo de creație și de inimă. Iubiți, continuați să iubiți ca să puteți să vă transformați viața, să vă recreați viața. Ia uite, iar creație. Într-un context în care trebuie să vă protejați transformarea și creația. Cei care se transformă în bine, nu vorbesc despre aberați și de viață, vă rog frumos. Energia scorpionelor, soare, lună. Interesant. Foc și aer. Adaptați-vă cu această șopârliță. Adaptați-vă. Bine, în general, scorpionii se adaptează, sunt foarte atenți. Este aș spune, pentru că este semn de foc, e martele vostru. Și probabil trebuie, că tot am tușit, e o chestiune de comunicare. Simțiți mediul. Simțiți de la distanță cum se schimbă vremurile, mediul, condițiile și adaptați-vă. Dar e o chestiune de comunicare. Comunicați în întuneric. Sau poate cineva comunică cu voi, nu știu, vom vedea, dar totuși aș spune că este energia voastră. Pentru cei care reușesc să se transforme și să capete un anume tip de înțelepciune. Că toți sunt nori. E un context noros, într-o relație, repet, de dragoste sau care ar fi trebuit să fie echilibrată. Simțiți de la distanță că vin nori, adaptați-vă atitudinea și comunicați ca atare în întuneric și în condițiile respective. Comunicați, transmiteți lumină. Poate e și un mesaj special. Interesant, poate aveți decodificat mesajul. La capătul setului de cărți, da, ia uite, exact, energiile negative emoționale, energie emoționale, emoții negative, vreau să zic.
Echinul. Și Phoenix, exact. Phoenix și vulturul. Ce poate fi mai expresiv pentru scorpionii care se transformă în bine? Care se ridică deasupra situației? Care renasc din cenușă? Luați în gheară acest rechin. Chiar dacă e al vostru, chiar dacă sunt emoțiile voastre negative, luați-le în gheară și transformați-le, dați cu ele de pământ. Dar pot să fie și ale altcuiva. Oameni care vă dușmănesc apar sub diferite forme. Interesant, m-am încălzit. Nu că mi-ar displace, dar totuși să mă concentrez. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Aprilie, mai aproximativ. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Asul de cupe, vindecare, dar și o nouă dragoste. Poate ar trebui să vă împărtășiți? Da. Unii dintre voi. Cine vrea, cine crede, cine poate. Cavalerul de monede. 6 de monede. Regele de monede. Foarte multe monede. Și 9 de cupe. O să vedem și la clarificări. Dar deocamdată pare că cineva vine în viața voastră. Un personaj care a venit foarte greu. Probabil că i-ați considerat pierduți pe drum. Posibil personajul cu care ați fost în tăcere, că am văzut eremitul, care înseamnă tăcere, sau o comunicare foarte sumară. Și cavalerul de monede uneori simbolizează Marte în fecioară. Deci, ar fi un personaj posibil cu marcaj în fecioară, în taur și balanță. Fecioară, taur. Am senzația, dacă e capricorn, că nu mai vorbiți prea mult cu... Nu cu capricornii, cu energiile toxice. Obsedate de bani, de carieră și de așa mai departe. Eu simt în mod special fecioară și taur. Vedem ce mai apare. Ceva, ceva, balanță. Pești. Iar. Deocamdată. După cum arată cărțile, personajul care vine vrea să vă ofere. Pentru că probabil și voi ați oferit cândva. Le-ați oferit, ei n-au putut să ofere în momentul respectiv și vor să vă ajute, să vă susțină într-un moment mai special. Vor să echilibreze situația. Pare din cum arată cărțile că acest personaj vrea să fie stabil, să fie exact ancora voastră. Ancora. Regele de monede simbolizează foarte bine această ancoră. Dacă nu credeți în această predicție, puteți să vă concentrați pe reconstrucția voastră. Cavalerul de monede înseamnă și reconstrucția voastră după o perioadă de haos, de trădări, de boală, de situații neplăcute, da? Pas cu pas, cu agenda în față, ce aveți de făcut, cu bilețele din acelea care se lipesc pe pereți, cu notițe, cu ce am de făcut astăzi, motivații, lucru foarte organizat. Am zis Marte sau poate și Venus în fecioară. Poate aveți planeta acolo în fecioară și vă ajută această poziție planetară să vă reconstruiți pas cu pas, să vă echilibrați. Și dacă vreți să faceți acest lucru, veți atrage oameni care vă vor susține. Dar, repet, o să mai vedem la clarificare. Dacă e vorba de un personaj sau dacă e vorba de munca voastră de reechilibrare și reconstrucție profesională cu regele de monede. Posibil să fie un vis al vostru să fiți stabil. Și e dreptul vostru și este normal. La capătul setului de cărți, 7 de spade, regina de cupe. Cine a fugit de dragoste? Asta e. De prea multă dragoste, de prea multă pasiune? Asta e. Probabil că avea opțiuni. Dacă avea opțiuni să rămână cu opțiune, voi aveți ce face. Aveți și voi opțiuni. Dar dacă aveți opțiuni, cred că alegeți dintre toate opțiunile reconstrucția voastră. Ar fi frumos.
Ia uite, steaua. Dintre toate opțiunile alegeți vindecarea. A apărut asul de cupe care confirmă vindecare, credință, rugăciune, speranță cu nouă de cupe și steaua. Interesant, ce mai simt? Mai simt că ar putea ca cineva să vină într-un mod neașteptat să comunice. Să comunice că visează la voi, că speră că veți începe ceva nou în contextul în care până acum nu a arătat. Și atunci se leagă de acest cavaler de monede, care vine greu. Nu a arătat că vă iubește. Și atunci relația s-a dezvoltat greu. Și dacă nu a arătat, nu a arătat. Asta e. Pentru că, în general, când ai de face cu vibrație scorpionească, nu e chiar așa de easy, ușurel, ușurel. Sunt și emoții profunde și pasiune intensă. Și unii nu reușesc să gestioneze aceste lucruri. Și atunci fug. Nu arată. Nu că nu simt dragoste, nu simt pasiune, nu. Nu arată, pentru că e prea intens. Și rămân cu gândul, rămân visând la voi, sperând că într-o zi o să-mi fac curajul să vin și să mărturisesc cât de mult țin la ei. Ia uite, chiar țin. Și cât de frumos, ia uite, chiar sunt îndrăgostit. Ai, veți avea un început cu cineva. Nu știu dacă o fi gemeni, poate să fie gemeni, poate să fie și balanță pentru unii cu asul de spade și împărăteasă, poate să fie și taur, poate să fie oricine vreți voi. Dar cineva cred că vă va mărturisi, nu știu cât timp, dar vă va mărturisi. Repet, ar putea să fie acest personaj care până acum a ținut toate aceste emoții, toate aceste stări, le-a ținut ascunse, a fugit, nu a arătat, s-a uitat în spate, a trecut. Soarele în scorpion, luna în scorpion, Venus în scorpion, nodul nord în scorpion, a trecut, dar n-am zis, iau-te, a trecut și ocazia asta. Posibil. Vedem. Hai să mai vedem la clarificări. Acestea sunt niște mesaje. Hai să clarificăm. Soare, lună, Venus, ascendent. Nodul nord în scorpion. Aprilie-mai, aproximativ. Nu uitați de varianta personală în care vă reconstruiți și vă concentrați pe colaborări fructuoase la locul de muncă care vă pun într-o poziție și mai bună de autoritate. Chiar dacă aveți, poate mai adăugați acolo un plus la CV-ul vostru, unii cei mai ambițioși. Da? Soarele, lună, Venus, ascendent, nodul nord în scorpion. Hai să tăiem și să clarificăm. E un personaj foarte pasional, dar care încearcă să pară rece. Ha. Bine, și scorpionii fac așa, dar asta e. Bine să strănut. Doi de monede. Nouă de cupe. Regina de spade. Și 10 de monede. Cavalerul acesta de monede, personajul acesta care va veni în viața voastră, dacă vreți să fie un personaj, dacă știți că ar putea să fie un personaj și nu e doar energia voastră, repet, acesta a cam jonglat, poate a avut două joburi ca să ajungă la poziția de cavaler, să îndrăznească să vină în fața voastră și să ofere oarecare stabilitate și să vă mărturisească, vrea să fie stabil ancora voastră. Posibil să fie semn de aer, nu neapărat de pământ. Dar acest personaj aș spune că în trecut a fost oarecum dezechilibrat, nu în sensul de patologic, nu dezechilibrat emoțional. Probabil că în fața voastră avea niște stări emoționale mai incontrolabile. Nu știa cum să vă abordeze. Să sperăm că acum reușește. Pentru că acest personaj, pentru unii clar este un personaj. Visează, a visat de mult timp să vină într-o relație
să creați, de fapt, să creați o relație armonioasă împreună. Și nu doar o relație, ba chiar o afacere sau o familie, este un vis al lor. Vă va mărturisi acest personaj. Am văzut cavalerul de spade, la un moment dat apare și regina de spade. Va fi o discuție între doi oameni foarte sobri, serioși. Puteți să fiți și voi regina de spade, nu contează zodia. Pentru că scorpionii, în general, sunt foarte incisivi și sobri când este nevoie. Dar va fi o discuție, clar, între voi și un personaj. Discuția va fi despre stabilitate, despre asumare, despre ce putem construi, ce se poate realiza din ceea ce visăm, din ceea ce sperăm, din condițiile date. Da, acest personaj va veni și va mărturisi că a fost foarte stresat și nu știa cum să muncească. Exact cum a zis mai devreme, foarte stresat, nu știa cum să muncească. Ia uite, a fugit de dragoste. Acum vrea să vină. Eu știu. Eu asta văd. La capătul setului de cărți, turnul. Aici este un mare adevăr care va fi spus într-un mod neașteptat și va trăsni, eu știu, cel puțin două persoane. Hop, ea chiar vrea să pice acest turn. Turnul asul de spade. Ia uite. După o așteptare, am văzut eremitul și 7 de monede, confirmă iar. După o așteptare, apare această mărturisire. E o mărturisire bruscă a cuiva. După o separare și așteptare. Cineva vine, hodron, tron, brusc și spune că uite, vreau să investesc. Vreau să investesc, vreau să muncesc, am stat, m-am gândit și vreau să investesc în această relație. Simt atracție, dar îmi temperez atracția ca să putem să creăm ceva. Pentru că acest personaj crede că sunteți puternici împreună. Ia uite, regina de monede la regele de monede. Apare și diavolul. Dar nu știu cât are legătură cu diavolul pe care l-am văzut mai devreme. Acela este alt context. Aici este obsesia cuiva. De a renaște. Eu spune că e obsesia de a renaște. Într-o variantă mai bună. Mamă, copil, asta văd. Bine, cărțile confirmă și ce am spus mai devreme, dar hai să ne concentrăm pe varianta pozitivă. Mie asta îmi place să fac. Dar clar va fi o discuție neașteptată cu cineva. Ia uite, aici era cavalerul de spade, care și el este un soi de turn în mișcare. Cel care generează turnul într-o anumită formă. Hai să clarificăm. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, Scorpion. O dată, aprilie, mai, de două ori, de trei ori, să clarificăm ce va fi. Eu zic că va fi bine că am văzut și soare și steaua. Îndrăgostiții! Cavalerul de spade poate să fie zodia gemenilor. Regina de spade poate să fie oricine. Aici este împăratul. Patru de cupe, interesant.
și justiție. Mai, nu știu dacă reușesc să-l bag. E că nu vreau să dărâm. Așa. Nu vrea. Nu vrea să stea de desubt, vrea să iasă deasupra. Justiția vrea să iasă deasupra. Am înțeles. Nu mai vrea să fie blocată. Aha. Mai sigur vine cineva. Ia uite. Ce personaj? Cavaler, valet, un personaj mai tânăr posibil. Să vină să comunice despre emoțiile sale. În contextul în care unii dintre scorpion tocmai se echilibrează și se renască, aș spune. Și această comunicare va veni foarte rapid, repet, neașteptat. Acest personaj va vrea să aibă victorie, nu va permite obstacole în calea sa. Vrea să renască. Să manifeste echilibru, aș spune. Să comunice despre această dorință de echilibru, de reechilibrare, de relație echilibrată, justă. Poate sunt și contracte, poate e vorba și de contract, nu vă gândiți cum ăsta e la amoruri, dar e posibil și amor. Cu cavalerul de cupe și îndrăgostiție și nouă de cupe de două ori, e posibil să fie și amor. Însă, ideea este că cine vine, nu știu, eu asta văd. Da, uite. Vrea să conduceți împreună. Ia uite, doi de bâte și doi de cupe. Nu știu, un personaj este foarte îndrăgostit de voi. Se vede, îndrăgostiți. Nu mă fixez pe zodia, aveți și berbec, aveți și îndrăgost, aveți și gemeni, aveți și balanță, aveți și, am zis, semne de pământ. Aș vrea să clarific totuși patru de cupe. Șapte de cupe. Încă o carte. Eu simt că e un personaj care a refuzat discuția sau contactul sau colaborarea cu voi sau ceva a refuzat. Acest personaj a refuzat. Probabil s-a simțit. Cred că are legătură totuși cu ce am zis mai devreme. S-a simțit oarecum inferior, s-a nepregătit financiar. Poate chiar profesional. Și și-a dat timp cu șapte de monede să crească un pic. Șapte, de la 2-7, la cavalerul de monede. Pentru că vrea să ofere echilibru. Cum să oferi dacă nu ai? Nu? Și apare balanța de două ori. Dorința de echilibrare. Mai am o carte peste. Ce este asta? Ia uite! Visul acestui personaj este să aibă, dacă nu afacere, familie cu voi. Crede că ăsta este destinul lor. Poate că și voi credeți același lucru. Voi știți despre cine vorba, trebuie să intuiți, să simțiți despre cine vorbesc. Acum, trecând peste această opțiune sau posibilitate a unora, voi personal vă echilibrați. Voi vă echilibrați energiile, că am zis că vă transformați, renunțați la excese, pentru că diavolul înseamnă excese. Și scorpionii au aceste tendințe. De a fi prea duri în comunicare, prea uneori prea sentimentale, alteori prea pesimiști, alteori prea optimiști, alteori plâng, alteori râd. Nu zic că sunteți dezechilibrați, nu zic asta, zic că vă plac extremele. Dar eu zic că în această perioadă începeți să vă echilibrați. Am zis să vă ancorați.
cu aceste elemente de pământ și cu ancora. Să puneți granițe personale în spate, da? Față de cei care v-au adus multe, v-au blocat copilăria, v-au blocat. Oricum, dacă ar fi apropo de chestia asta, mi-aduc amintești de mesajul pe care am spus, vă vindecați de niște chestiuni din copilărie, de personajele care au încercat să vă domine. Poate chiar contractual, poate chiar prin moșteniri, poate chiar și... Da. Unii dintre voi veți vedea și chiar aș vrea să-mi confirmați la un moment dat. Veți vedea că mergeți către o familie echilibrată într-o formă sau alta, un job echilibrat, către misiunea voastră, stabilitate, dar clar va aduce cineva, va participa, va fi un personaj cu care în această perioadă începe să mișcați ceva, aș spune, să mișcați ceva încet, că e cavalerul de monede. Posibil după mărturisirea care va fi aceea bruscă, intensă și sinceră, pare, din ce am văzut, începe să construiți. Da, vedeți, cândva voi, nu știu, energia feminină a oferit, mă rog, nu musai ca tentație, ca și potențial creator, aș spune, acestui personaj. Acum acesta vrea să vină să ofere și el. Dragostea pe care o simt acest personaj față de voi este foarte intensă și foarte serioasă. Acum rămâne de văzut ce șanse îi acordați. Poate vă gândiți la cineva și va fi altcineva, e surpriză, este turn, este cavaler de spade. Însă, trecând peste orice alte variante, cu steaua și cu 10 de monede, cu 10 de monede și cu justiție și cu împăratul, vă echilibrați viața, nu doar financiar, dar, repet, și energetic și karmic. Steaua și justiția înseamnă dharma. Intrați pe dharma. După această perioadă de greutăți, de nori, de blocaje, puneți capăt. Mai sunt câțiva norișori. Mai sunt câțiva. Cam atât. Cam atât. Ia uitați. Acest personaj își va face curajul să vină să ofere dragoste, să exprime dragoste, să exprime ce vede. Vede în zare că puteți să fiți, eu știu, colaboratori, prieteni, parteneri într-o formă sau alta. Nu-mi place să creez iluzii, ia uite. Să mergeți către o nouă lume, voi vedeți pământ, un nou pământ, o nouă lume. Asta e after tarot. Ia uite, o nouă casă. Mai, e de bine, dragii mei, e de bine. Dacă nu vreți, înseamnă că n-ați eliberat încă acel diavol, pesimismul și sfaturi. Vorbim mai puțin și simțim mai mult. Hai, ok, vorbesc și eu mai puțin și simțim mai mult. Încă un sfătuleț, măcar încă unul. Pentru scorpionete. Îmbrățișați cursul vieții. Chestiune de gemeni. Și fiți modești. Fiți modești că sunteți în plină transformare. Și să nu uităm că a intrat Pluto în vărsător și fiți reali. Începe să... Faceți diferența între ceea ce ați trăit până acum, proiecții, frici, ambiții și adevărata voastră stea, ființă, în fine, cum vreți voi să spuneți. Alte mesaje de la îngeri. Mai spun, quality time together. Am spus că cineva vine și că veți vorbi.
4 și cu 6 înseamnă 10. 10 înseamnă roata norocului. Va fi o întâlnire de destin. E predestinat să vă întâlniți cu acest personaj și să petreceți timp de calitate, să vorbiți lucruri serioase. Se va discuta despre lucruri serioase. Timp de calitate. Ascultați și vorbiți cu unul cu celălalt. Și miracole și binecuvântări, dragii mei. Orice lucru este sau are un dar în sine. Nu uitați să vă dați timp să vă relaxați, să meditați, să vă rugați și să, în această perioadă, în această rugăciune, meditație, ce veți face, tot e postul Paștelui, să faceți diferența între dragoste și altceva. Ce dragostea ajută să ne vindecăm de rănile trecutului și asigură un sentiment de securitate, apropo de semnele de pământ, da? Și de respect față de voi. Împăratul, regele de monede, securitate, ancoră, da? Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!